A doua participantă este Cerenicenco Daniela, care este studentă la Universitatea de Stat Aleco Russo din Belz și ne va prezenta proiectul său. Daniela? Ideea mea de afacere este școala de dans pentru copii și maturi Tandem. Îți urăm succese! Mulțumim! Cu experiență de aproape 3 ani în domeniul artei, școala noastră își propune să ofere calitate învățării de dans. Oferim cursuri pentru copii și adulți, începători și avansați. Cursurile noastre sunt prietenoase și distractive, astfel încât oamenii se pot simți confortabil să învețe diverse mișcări. Care este problema? În societatea contemporană există o mulțime de cauze ce duc la agravarea problemei sedentarismului. Progresul tehnologic ne face să trăim într-un mediu care necesită tot mai puțină mișcare. Dependența de gadgeturi, modul sedentar de viață, ținuta incorrectă sunt lucruri ce diminuează calitatea vieții. În municipiul Belz sunt doar câteva școli de dans, fapt ce conduce la supraaglomerarea sălilor pentru antrenament. Soluția. Am decis să deschidem grupă pentru adulți și să dezvoltăm această idee. Învățarea dansului aduce la o mulțime de beneficii atât pentru sănătatea fiziologică, cât și pentru cea emoțională, cum ar fi îmbunătățirea sănătății, creativitatea și exprimare, socializarea și împărtășirea. Care sunt concurenții? În orașul Belz, concurenții noștri sunt Școala de Dansuri Phoenix, care la moment activează doar cu copiii, la fel Palatul de Cultură Central și Palatul de Cultură Reut, care la fel au doar grupe pentru copii. Noi dorim să dezvoltăm dansurile pentru maturi, astfel părinții care își aduc picii la antrenament au posibilitatea de a petrece timpul cu folos în sala vecină la oră de dans sau oră de sport. La fel dorim să organizăm și disco party cu diferite tematici, cum ar fi retro, Gatsby și alte stiluri, pentru a fi mai interesant și a petrece timpul cu folos. Piața și publicul țintă. Copiii își formează ținuta și dezvoltă capacitățile artistice. Adolescenții satisfac necesitatea în socializare și învață dansuri moderne. Adulții au oportunitatea de a scăpa de gândurile, a îmbunătăți starea corpului și a petrece timpul cu folos într-o companie veselă. Ce oferim pentru copii? Dansuri de diverse stiluri, cum ar fi hip-hop, street dance, moderne și așa mai departe, lecții de balet și cursuri de dans sportiv. Aici copiii pot să se antreneze profesional, astfel să meargă la competiții naționale și internaționale, unde să reprezinte școala și să lupte pentru locurile de frunte. Ce dorim să dezvoltăm pentru adulți? Acesta este un avantaj competitiv. Dansuri de societate, adică dansurile să fie în grup, tango argentino, dansul în pereche în stil argentinian, care înseamnă emoții, pasiune și conexiunea cu partenerul, în special pentru perechile 30+, care doresc să petreacă timpul împreună. Yoga și fitness este o combinație perfectă pentru yoga și antrenamentul aerobic, pentru un corp bine structurat și o minte echilibrată. Cum atragem clienții? Clienții atragem datorită rețelelor de socializare, Instagram, Facebook, Telegram, unde avem creată și o pagină, Tandem Belz, dar... Și recenziile sunt cea mai bună reclamă. Cheltuielile pentru a dezvolta ideea noastră, în primul rând, este achiziționarea mobilului necesar, plata unităților, pe timp cald, rece, cheltuielile care sunt neprevăzute, salarii și, desigur, în ultimul rând, arenda sălii de dans. Evenimentele planificate. La moment participăm activ la competiții, concerte, festivaluri. Dorim să organizăm pe viitor propria noastră competiție, unde să fie inclusă și grupa de amatori hobby pentru a arăta ce au învățat. Echipa. Avem o echipă de antrenori profesioniști și entuziaști care sunt gata de a vă ajuta să vă îndepliniți obiectivele și visul. Asta echipa... Este formată din experiență și talent, interacțiune și feedback, atmosfera prietenoasă și instruirea adaptată. Pentru informații de contact, puteți să ne telefonați sau să accesați pagina noastră pentru a veni la o oră de probă. Mersi! Da. Da. Nu, ok. Deci, după cum cunoașteți, în Chișinău la fel este aceeași
companie care prestează servicii de dans tandem. În cazul da, în care... noi colaborăm cu ei împreună. Așa, ok. Să presupunem că nu sunteți parteneri, în cazul în care vă dezvoltați mai mult decât cei care sunt din Chișinău. Ce strategie de marketing ați optat dumneavoastră? Să schimbați denumirea companiei dumneavoastră sau totuși faceți o sinergie cu ei împreună? Dacă nu am fi colaborat împreună, totuși eu aș opta pentru a schimba denumirea și după posibilitate să deschidem și alte filiale în diferite regiuni. Am avut propunerea de a deschide și în raioane, dar la moment nu dispunem de timp. Bine, mulțumesc frumos! Bravo! Mersi! Daniela, dacă ar fi posibil, eu să te întreb ceva. Da. Deci, tu dacă colaborezi cu cei de la Chișinău, ei îți oferă ca și cum ar fi o franciză, ei îți oferă doar numele, brandul sau și alt suport pentru dezvoltarea ta la belt? Nu, doar numele și când ieșim la competiție, ieșim ca o echipă. Am înțeles, mulțumim mult!